Salut și bine v-am găsit la un episod din Braz la Hai. Ducilor, de data asta nu mai băgăm niciun abonat în cameră și o să vă explic în următoarele momente de ce. Bun, încă nu am schimbat skin-ul de Halloween, o să-l schimb eu, asta este foarte puțin important pe lângă subiectul pe care vreau să-l discut în acest episod alături de voi. Ok, deci în primul rând am schimbat oferta, vreau să știți, și am zis că la 5 stack-uri de teracota cumpărate, nu contează forma sau așa, primești un stack de lână sau 4 stack-uri de string, deoarece la fiecare stack cumpărat cam dădeam faliment, zic așa, de lână. Și am mai văzut ceva lână pe aici și aici. Bun, și acum să revenim și să vă explic de ce nu mai băgăm niciun abonat în cameră și încă ceva. O să apară doar un singur episod pe săptămână din Brazla Haiducilor. Asta este. Deoarece am văzut că dacă vă dau foarte mult conținut de breazlă, la un moment dat vă plictisiți și nu mai este aceeași activitate pe videouri. Așa că, da, asta este. Și în același timp o să închid puțin și camera abonaților tot pe acest motiv. Când văd că își revine videoclipul cu activitate, adică atunci când văd că trece de 5.000 de vizualizări, o să fie altceva. Adică la început trecea lejer de 5.000 de vizualizări. Ok, sunt de acord cu voi, la început era voi pola, bă, dar presupun că totuși ar trebui să păstreze, având în vedere că stau ceva și lucrez la episoadele de genul ăsta de breazlă. Adică și episodul de astăzi o să fie ceva lucrat și na. De asta vreau și eu ceva mai multă susținere. Adică înțeleg că mulți ați venit pentru breazlă și că alte serii de Minecraft, la unii vă plac, la alții nu. Dar măcar la breazlă atunci fiți și voi activ, dați un like, adică am văzut că multă lume intră, vreau în cameră, vreau nu știu unde, se strâng multe voturi, dar pe videoclip, da, nu e activitatea pe care mi-o doresc eu, așa că până, nu știu, remediem situația asta, nu o să mai bag pe nimeni în camera abonaților, o să stea acolo goală și asta este. Și deci ultima săptămână în care apar două episoade și un live de breazlă. De săptămâna viitoare, dacă nu ne revenim, o să apară un episod pe săptămână și poate un live. Restul, alte serii de Minecraft. Așa că, haideți să trecem la treabă și să vă explic puțin ce vreau să fac în episodul de astăzi. Două secunde să-mi iau și eu zborul. Bun, m-am decis că nu mai vreau să dau banii pe rachete. Ok? Nu mai vreau pur și simplu să dau banii pe rachete, vreau să-mi fac rachetele mele. Așa că am nevoie de una bucată mob grinder. Și o să facem mob grinderul la clasic, la simplu, doar că am nevoie de niște stone și avem pe aici pe undeva mina, dar da, am luat beacon-ul și nu mai știu pe unde e. Așa că o să caut eu niște stone, o să trebuiască să mă duc să iau niște gheață, mi-a dat cinciu niște coordonate, mă duc iau gheața și probabil ne revedem cu, nu știu, construcția, cu un timelapse ceva. Vedem. Hey!
Bun, după cum ați văzut în timelapse, este vorba de un mob grinder foarte simplu, old school, să spunem așa, adică este o, nu știu, o metodă foarte veche, un mob grinder foarte vechi și întâlnit. Nu vreau să mă complic, vreau să îmi scot numai strictul necesar pentru rachete. Bun, în alt ordine de idei, cei care ați fost pe live-ul de vineri, da, acum e miercuri, de săptămâna trecută, știți că am jucat la Pucnelul Colpir, după cum am repetat de câteva ori și în episodul trecut, și am câștigat două shulker box-uri, unul plin cu sand, de fapt, și al doilea plin cu glass. Și o să iau de ei niște glass, în caz că mă întrebați cum am făcut schema asta așa. Țin shift-ul apăsat și este un mod mouse wheelie sau ceva de genul, nu știu, căutați, habar n-am cum se numește modul. L-am luat deoarece eu, dacă făceam așa, auziți și voi click-ul de tare se aude așa, păs odată și am trecut pur și simplu peste ce vreau să iau și gata. Deci tot pentru voi am folosit acest mod și folosesc acest mod ca să nu se audă foarte urât. Bă, o să colorez, chiar o să colorez așa. Am cumpărat un stack de purple, doar ce o să am nevoie de niște glesii mea, vă arăt unde este mob grinder-ul. L-am dus puțin din area la baza mea, nu vreau să-l văd când mă uit, adică nu vreau să fie observabil, deși mai am de lucrat mult și bine aici până termin, dar în orice caz și l-am dus oarecum aici deasupra la ocean. L-am și ridicat la 200 de blocuri în aer ca să nu interfereze cu vreo peșteră să îi afecteze spawn-ul, rata de spawn, și în aer l-am dus din nou, așa, și deasupra la ocean ca să nu fie pe țărm și nu știu dacă o să trec eu pe aici, poate o să trec cu un port, sperăm că nu o să ne încurce pe viitor, hopa că ne-o cam luăm de la Falling Damage și aici pur și simplu o să pun niște purple, zic că e ok purple ăsta. Nu o să stau să fac XP, de obicei îl foloseam pentru XP, acest mob grinder, dar după cum îi spune și numele, este un mob grinder, nu un XP farm. Așa că de data asta o să îl folosim doar la dropuri. Asta înseamnă că eu mă duc până sus cu sticla și o să sparg și mai în jos, deși am numărat 24 de blocuri ca să moară, adică să rămână într-un hit de fapt. Doar că se mai întâmplă ca unii să pice cu Feather Falling, adică să aibă papuși cu Feather Falling, sau vrăjitoarea își dă heal, care are viață mai multă, așa că o să cobor puțin mai mult acest tub, la finalul căruia o să pun niște magma cuburi ca să le dăm niște damage. Opa. Bun, hai să mănânc și eu unde-s morcovii, că am nevoie să le dau niște damage cu magma cubul și asta o să fie toată treaba, bineînțeles cu minecart de sub care să colecteze ce pică de la gușterii ăștia. Bun, este închis hermetic peste tot, de obicei îl făceam cu slaburi, dar din 1.14 parcă sau 1.13 și, nu sunt sigur, 1.14 parcă, 1.14.2, 1.14.4 pe acolo, intră lumina prin slaburi, prin unele slaburi intră lumina, așa că, da, am preferat să nu risc să îl fac frumos cu blocuri întregi, deoarece și așa am suficiente materiale. Hopa că nu mai reușesc să ajung unde vreau. Hai mă, pe bune, nu, facem altă schemă. Mă duc așa, mă duc până aici. După cum puteți vedea, este lumina din cauza că am pus eu niște torți să nu se spawneze, dar nimic mai mult. Aici e gheață ca să alunece. Știți, e foarte ușor, e un concept foarte ușor. Pe aici o să vină trapdoor-uri pe care o să le pun eu imediat după ce termin cu tubul ăsta. Vreau să termin măcar pe video, numai să pun glass-ul până aici și de sub tot să mă ocup eu. Deci vedeți acest mod, eu dacă mai am două blocuri, orice bloc nu contează, și le pun, automat dacă mai am un inventar o să mai ofere încă un stack sau blocurile rămase. Ceea ce este super mega șmecher. Chiar este util. Bine, știu că se poate rezolva și dacă apeși pe cursor, să nu mai ai blocul respectiv și apeși pe cursor așa și îți dă blocuri, da, e ok. E ok și treaba asta, că tot e implementată în mod, e bine, e binevenită. Bun. Atât. E iurea puțin cu glass-ul ăsta, că trebuie să fii atent unde e și unde nu-i, că dacă las un spațiu ceva de genul ăsta, e posibil ca unii gușteri pur și simplu să sară pe lângă. Să cadă, apoi sar pe lângă și dacă e vreun creeper, mă cam bubuie. Bun, o să revin eu după ce termin toată treaba asta și să vedem cum funcționează. Măi, eu am terminat tot proiectul ăsta, doar că nu m-am gândit la un următor aspect.
Și anume că dacă suntem mai mulți pe server ca în cazul de față, mob grinder-ul meu nu prea funcționează, dar asta nu e problema. Iau, deci m-a s-a abonat și am uitat să scot notificările, așa că îți mulțumesc, Gabriel. Nu uita de clopoțel exact cum scrie. Bun. Și da, în rest o să funcționeze, că nu sunt oameni pe server, o să funcționeze în, la capacitate maximă, adică nu știu exact câte drop-uri. Vedem, dacă am lăsat să spawneze și pe engine, că puteam să blochez cumva spawnul la pe engine, dar având în vedere că avem oferta cu lâna, eu zic că este foarte util să lăsăm și pe engine, să vedem cum se descurcă și dacă e să influențeze cumva în rău pe engine, atunci îi scoatem, nu-i problemă. Ca să vă explic, deci aici avem niște, două secunde să iau niște blocuri de construcții, de construcții, da, de construit, să, nu știu, mi-a fugit la un loc cuvântul din gură, să vă arăt cum funcționează. Deci ăla cade de acolo de sus, nu știu, 40 și ceva de blocuri, dacă nu mă înșel, ce, păi stai, 170, 200, deci sunt 30 cu 24, 54 de blocuri, e clar, moare. Și dacă nu moare, care feather falling, magma, cuburile astea tot îl omoară, din cauza că eu pot să stau cu shift pe ele, dar mobii nu pot sta cu shift pe magma cuburile astea, așa că își iau damage și apoi itemele ajung în chesturile astea, bineînțeles, dacă o să fie cazul, o să mai bag eu chesturi, dar deocamdată e ok. Și am pus acest minecart cu hopper ca să tragă toate itemele de pe cuburile alea, 4 de acolo, doar ce știți foarte bine că minecartul cu hopper trage orice, chiar dacă are un bloc deasupra lui și pe blocul deasupra lui se află un item. Și aici sunt 4 double chesturi. Așa că eu zic că deocamdată o să fie suficient, să vedem ce dropuri o să strângem. Și vreau să vă arăt ceva, am găsit aici în apropiere, cumva scufundat, o corabie. Dai, nu acolo. Ce chestie e totuși? Ok, nu știu ce chestie, o să mergem, dar în orice caz am găsit o hartă a unei comori. Așa că în episodul astăzi mergem să căutăm și comoara, dar în primul rând sunt curios ce e acolo. Aici se spawnează gușteri de ăștia? Drowneri? Ar fi super dacă s-ar spawna drowneri. Și pe timp de noapte și pe timp de zi poate facem și noi rost de un trident. În orice caz, nu știu dacă se spawnează. Ia să țin și o harta asta. Cum intrăm? Pe... Ia, o vedem acolo. Un nou. Dacă mă că în partea asta aparent ies din peisaj și asta nu mă încântă. În partea asta vin în peisaj oarecum. Ok. Hai. Hai că încet, încet, vezi, am reușit. Am descoperit și... X-ul marchează locul. Ok. Păi da, a fost cineva aici? Sau? Nu, aparent n-a fost nimeni aici, dar atunci de ce arată chestia asta așa? Interesant, credeam că o să am ceva mai mult de săpat. Poate a fost un outpost de la de drowneri. Băi, ești nebun. Eu am mesa-ul lângă mine și nu știam. Serios? Înseamnă că s-a aproape de Ciuncio și de domnul Colpir. Ok, nu știam. Hai să vedem totuși ce iteme sunt aici. Bineînțeles, mizerii. Puțin. Niște mizerii. 10 bucăți de gold. Nu, de iron. 7 de gold, ceva prismarine crystal, nu prea avem nevoie de ele, nu știu, am presa că e o fermă sau nu e, de gușteri de ăștia, de guardian nu sunt sigur. Bă, dar aici a fost cineva recent, că vedeți și voi, e explodată zona, adică totuși, și eu n-am fost. După cum puteți vedea, eu n-am fost, că dacă eram aici, nu era harta explorată. Ciudar, nu știu. Interesant, ce pot să zic, mai mult decât interesant. Ia hai să ținem harta asta. Ia hai să mergem deasupra la X. Facem și noi un thumbnail aici frumos. Cât de cât, dispare. Da, ok, dispare, am crezut că dacă apăs F1 continuă să-mi țină harta în mânuță. Dar nu. De problemă, facem, ne uităm așa. Perfect. Avem și screenshot. Atât. Acum, hai să mergem la bază și vedem ce mai facem. Știți că v-am spus eu că am nevoie de gheață? Am avut nevoie de gheață și pentru mob grinder, dar și pentru ferma de engine. Deoarece am cea mai rapidă gheață și vreau să o pun pe jos ca să ajungă mai repede engine la mine când am eu treabă cu ei. Adică să nu aștept după ei foarte mult, să ajungă mult mai ușor la mine.
Așa că ne punem armura, deoarece o să fie aici o confruntare Shaolin. Vă spun de pe acum, o să fie o mare confruntare. Intrăm peste gușteri. Ok, aparent că nu s-au spawnat, ceea ce într-un fel... Ai că nu-i bine, s-a spawnat unul, dar se duce acolo, o să zicem că n-avem treabă cu el. Mă bucură faptul că nu a spawnat, du-te. Măcar acest mob spawner nu este influențat de faptul că sunt și alți player pe server, dar un mob grinder este influențat. Ok, tu ce cauți aici, domnule? Nu știu de unde ai apărut, cum te-ai spawnat, cum te-ai pogorât, dar ideea e că ai murit. Bun, haide să... Bun, mi-a trecut efectul, aia chiar aia voiam să zic. Să-mi treacă efectul de la poison și să schimbăm ușor, ușor stone-ul de pe jos sau orice materiale pe jos. Ok, aparent acolo... Da, e bine, nu-i problemă, că rezolvăm și să punem gheață ca să îi facă pe gușterii ăștia, atunci ei cad de la o anumită înălțime. 2-3 blocuri, depinde de spawn. Păi da, voi de unde tot veniți? Nu înțeleg. În orice caz, revenind, cad de la 2-3 blocuri și și-au un mic boost. Un mic boost care poate spune, bă, nu e atât de important, dar să știți că contează. Contează foarte mult boost-ul ăla, că îi face să ajungă mai repede pe engine, să ajungă la mine și eu îi pot omorâ mult mai repede. Așa că, da, ne folosim de orice metodă care implică, nu știu, o ușurare în treaba noastră. Dar dacă va funcționa foarte bine, deocamdată nu știu cât de bine va funcționa mob spawner-ul pe care l-am făcut, de fapt nu mob spawner-ul, mob grinder-ul, atunci... Ah, bravo, te-ai spawnat. Atunci nu va fi prea mare nevoie să ne folosim și de acest mob spawner. Deși l-am făcut, este bine venit aici, că niciodată nu știi. Din nou, nu știi dacă, dacă o să funcționeze bine, dacă nu o să funcționeze bine. Bă, ideea e că aparent mai aveam nevoie de ceva gheață și nu prea am. Așa că o să pun, nu știu câtă gheață am aici. Hai să înlocuiesc și în partea asta, consider că ar fi mai ok, nu? Deci aici rangea mea, dar hai să împingă și mai repede aici și apoi pe viitor apropiat, de fapt, o să fac eu ceva ca să mai aduc gheață. Adică cel mai probabil o să muc să mai spar niște gheață, deoarece aparent, da, gheața s-o faci destul de greu, spargi destul de mult, adică spargi 9 stack-uri de packed ice ca să faci un stack de gheață asta de blue ice. Da, un pic mai urea și ca să faci pack ice-ul, dacă vrei și îl faci clasic, trebuie să ai 9 stack-uri de ăsta, să zic. Trebuie să ai 9 stack-uri de gheață normală, deci o adevărată durere. Sper să facă cineva cât de curând un shop, că eu nu cred că voi face un shop de gheață. În niciun caz nu cred că voi face un shop de gheață, deoarece, da, implică destul de multă muncă, chiar dacă faci o fabrică, chiar dacă te duci să spargi. E muncă, e de muncă și nu cred deocamdată că o să mă bag în așa ceva, o să astup clasic aici. Da, aparent aici o să trebuie puiască să mai pun eu gheață când o să mai am, dar pentru început e ok. Aș vrea totuși să-mi culeg torțele dacă tot le dau jos, deoarece, da, o să, dacă cade torța aici o să păstreze lumină și nu o să fie cel mai drăguț lucru care se poate întâmpla. Vă duceți-vă acolo, cred că le-am luat pe toate, așa sper, cel puțin, nu știu, e o durere să te confrunți cu PNG-ni ăștia, mai ales că îți dau poison și poisonul ăla e extrem, da, extrem de enervant, așa că, da, sper că nu sunt torțe. Eu, uitați-l pe gușterul ăsta cum vine, bă, și mai și rezistă. Vreau să-mi fac neapărat o sabie cu enchantul ăla, cu Bane of Arthropods, dacă nu mă înșel, deoarece cu Sweeping Edge le dau un hit, dacă îmi pun 5. Dacă îmi pune enchantul la 5, Bane of Arthropods pe sabie și am și Sweeping Edge, le dau un hit oricât de mulți ar fi aici. Mă rog, un hit, două, să zici dacă sunt mai mulți. Ceea ce e foarte ok. Ia să vedem cum se spawnează și cum ajung aici, e important. Băi, eu văd că după ce trece, parcă da, își au o viteză mult mai mare și parcă ajung mai repede aici. Ia să-mi pune litra puțin în spate. O mai reparăm și noi dacă se poate, de ce nu? Repară. Da, sunt cam puțin și nu repară, dar nu pot să pun barrel aici din cauza că în partea asta de jos, din cauza că dacă pun barrel, nu mai pot să iau XP-ul, așa că da, un pic aiurea. Dar ce să-i faci? Hai că încet încet vede și voi se spawnează. Ah, mi-am pus și Depth Strider pe papucei. Depth Strider-ul câștigat la păcănelele lui Blue.
acolo, cred că am pus până în capăt, așa e? Da. Cel mai probabil. Oricum, mai băi și fete, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne o să ne auzim la episoadele aviatoare, deci nu uitați, dacă vreți să redeschidem camera abonaților și să postăm mai mult de un episod pe săptămână, lăsați și voi un like. Dacă trecem de 500 și de like-uri și 5000 de vizionări, atunci postăm două episoade și redeschidem camera. Dacă nu, foarte bine, o putem închide, deoarece, na, din câte observ, sunt singurul haidu care totuși își implică abonații în ceva. Nu zic că ceilalți haiduși nu-și implică abonații, dar unii abonați sunt chiar foarte handicapați și sunt stresanți și înțeleg și eu pe haiduci și da. Dar bă, credeam că o să apreciați chestia asta, că totuși vă ofer și vouă mai mult decât content, vă ofer ocazia să apăriți în cameră. Deci, din nou, nu vreau să pun pe ceilalți haiduci într-o lună proastă, nu, ăsta este gândul meu. Sper că ați înțeles și am zis că nu se va interpreta în alte moduri. Îi respect pe ceilalți haiduci, sunt șmecheri, fiecare face ceva pe canalul lui până la urmă și asta este decizia mea. Așa că nu uitați, lăsați un like, un subscribe și un comentariu și vă urez multă baftă!